Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Da Butterman. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi vorbim puțin despre Weekend League și luăm două picuri roșii. Da, am făcut mai mult de 16 victorii, am reușit azi dimineață să fac 17 victorii. Deci gol 2-ul este aici cu noi. Azi dimineață am început cu 9 victorii și 8 înfrângeri. Deci am început cu 9 din 17. Deci mai aveam 13 meciuri și am reușit din 13 meciuri să câștig 8. Vă dați seama diferența de gameplay, diferența de server, diferența de delay. Sâmbătă a fost un delay fantastic. Eu nu înțeleg cum am reușit sâmbătă să câștig 4 meciuri din 5. Vineri a fost groaznic. Probabil am fost și obosit pe seară, probabil nu am avut chef, dar am pierdut 3 meciuri așa. Bam, 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 una după alta, fără a avea nici măcar o șansă la replică. Duminică a fost cum a fost, ba un win, ba o înfrângere, ba un win, ba o înfrângere, însă a fost multă, multă frustrare și m-am oprit în momentul în care am pierdut 2 sau 3 meciuri una după alta, după ce am făcut victoria numărul 9 și nu m-am mai lăsat să fac victoria numărul 10. Echipa este tot aceeași, singura noutate este acest Bakambu pe care l-am ales la level 15, 4 skill moves, 4 weak foot, 10 meciuri, 5 goluri și un assist, a intrat foarte, foarte bine într-un meci sau două, știu sigur că mi-a dat gol în minutul 90 și mi-a salvat meciul. Avem două picuri. Avem două picuri din weekendul acesta. Unul din 3 și unul din 4. Hai să vedem repede, repede ce reușim să prindem în aceste picuri. Primul pic. Wow. Healer, Onuachu și Audero. Habar nu am. Clar de Audero n-aș avea nevoie. Un 81 random. Germania 3 sau Belgia 1. Am să mă duc pe atacant. Nu vreau iar portar. Mă duc pe Onuachu. Mă duc pe Onuachu. Și al doilea pic, 1 din 4. Să vedem, prindem ceva. Parejo, eternul, fascinantul și mirobolantul Parejo. Îmi avem pe En-Nesyri, Belhanda, Parejo și Zahavi pe care deja îl am. Îl iau pe acest Parejo pe care am să-l joc cu siguranță la mijlocul terenului. Nici nu pot să nu râd când zic chestia asta. Pentru asta am făcut 17 victorii, însă nu doar pentru asta, pentru că și joi o să avem picuri de la Weekend League. Să zicem că a fost ok, să zicem că e bine, că îi merge. Un Onuachu și un Parejo, un 79 și un 87. Cel mai probabil joi o să avem să facem un upgrade de 86+. Cine știe, poate îl mai prindem pe Parejo încă o dată. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați subscribe acestui canal pentru că mă ajută și aș aprecia enorm. Dacă vă lasă inima și dacă vă place, un share pe Facebook și un follow pe Instagram, să începem și ușor, ușor să creștem acolo. Și până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat! Butterman, da tu, ești Butterman. Butterman, da tu, ești Butterman. Butterman, da tu, ești Butterman. Butter, but, butter, da, butter, man.